Înțelegem că ar fi vorba despre redeschiderea parțială a mall-urilor de pe data de 15 iunie, din ceea ce am discutat noi și cu cei din această industrie, dar cu anumite reguli. Atenție, și anume să fie un număr limitat de clienți care să intre în mall-uri, porți pentru luarea temperaturii și cred că cu toții deja le-am văzut când am mers în acele supermarketuri care sunt în incinta mall-urilor, dar și restricții în magazine și la cabina de probă, și aici s-ar putea să fie un număr limitat de persoane. Cei care, să spunem, sunt deja în magazin, vor trebui să-și facă cumpărăturile, să iasă și apoi să intre alți clienți. Cam acestea sunt noutățile. Nu știm sigur dacă vor fi redeschise de fapt mall-urile pe data de 15 iunie, pentru că am văzut și declarația ministrului Sănătății Ana, dar cred că cel mai bine ne pot răspunde cei din retail. Așa este, Gina, și vrem să aflăm părerea lor. În direct alături de noi este doamna Simina Niculiță, directorul unei agenții de retail. Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună dimineața! Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi așteptările și care ar fi măsurile pe care le veți lua în perioada următoare dacă, să spunem, că se pot redeschide mall-urile, măcar parțial, după data de 15? Proprietarii de mall-uri deja au luat marea majoritatea măsurilor. Cum ați spus, vor exista porți de luare a temperaturii la intrare, lămpi UV, practic aproape orice suprafață din centru comercial va fi igienizată constant. Oamenii care vor veni vor avea libertatea de a veni în centru comercial și de a se plimba la o distanță socială adecvată, dar să aibă acces la toate magazinele și tot ce își doreau să acceseze înainte. Va exista o limită la numărul de persoane care pot să intre simultan în centrul comercial? Da, ne așteptăm să se păstreze un număr de 8-10 vizitatori pe metru pătrat. Aceasta este considerată ca fiind densitatea pe care o puteți susține și e recomandată în această situație. Doamna exact. Niculiță, înțeleg că unele mall-uri chiar și-au cumpărat și anumite sisteme, nu, de alarmă în cazul în care mall-ul respectiv este plin. Bineînțeles, menținând această distanță socială de 2 metri, acele alarme să sune, iar paznicii să nu mai permită intrarea în mall până când nu va ieși un alt număr de clienți. Exact. Dacă se depășește acest număr, care va fi calculat în funcție de numărul maxim permis de autorități în centrul comercial, atunci vor exista sisteme de alarmă care să anunțe paza că acest lucru s-a întâmplat deja și să poată opri linia de noi vizitatori atâta timp cât vor mai ieși din cei care au intrat deja în centrul comercial și ulterior, în 10 minute, 15 minute, să poată intra din nou până la capacitatea maximă, să spunem, ca să fie toată lumea în siguranță și să nu simtă acea apropiere care acum a devenit un pic stresantă pentru noi toți și să devină un nou mod atractiv de a petrece timpul liber și nu un stres. Știu că ați avut niște discuții cu guvernul. Vi s-a spus până la urmă o dată sigură de la care se vor deschide mall-urile, parțial sau total? Din ce am înțeles, se va fi urmărit îndeaproape numărul de cazuri de săptămâna aceasta, de aceea nu a fost anunțat încă nimic. Se vrea un rezultat clar, să zicem, al măsurilor relaxate de după 15 mai și abia după aceea să primim o decizie clară legată de deschiderea centrelor comerciale la 15 iunie. Ne așteptăm, având în vedere că avem cu toții acces la acest număr, ne așteptăm totuși să se întâmple acest lucru, începând cu săptămâna viitoare, dar fiindcă trendul este unul ok, nu s-a înregistrat o creștere după relaxarea de la 15 mai, deci aproape sigur, să spunem, ne așteptăm la această deschidere. Doamna Niculiță, mulțumim pentru precizări și o ultimă întrebare, vă rog un răspuns foarte scurt. Vor fi deschise și restaurantele din mall? Știm că acolo de obicei se produce aglomerație și asta înseamnă că oamenii iau masa într-un spațiu închis. E foarte aglomerat în weekend de obicei. Care vor fi măsurile acolo în cazul în care se redeschid mall-urile? În cazul în care se vor redeschide și restaurantele, să zicem, cu zona interioară, vor exista măsuri foarte stricte legate de numărul de persoane care vor sta
la fiecare masă, distanța dintre mese, numărul total de persoane care vor intra în restaurant. Deci, cu siguranță, vor fi reglementări mai stricte decât în restul centrului comercial. Aceleași măsuri de distanțare, dar luați în calcul și deschiderea restaurantelor în interior, odată ce se vor redeschide mall-urile. Încă nu știm clar dacă se vor redeschide restaurantele și la interior. Ce știm aproape sigur este că nu se vor deschide zonele de entertainment, deci cinemauri, locuri de joacă, locuri de entertainment din interiorul mall-urilor, aproape sigur că nu se vor deschide deocamdată, dar fiindcă acolo sunt într-adevăr cele mai mari aglomerații și distanțe mici între vizitatori. Mulțumesc deci aici foarte vedem mult. Problema. Mulțumesc foarte